Tot scule, tot scule aveți? Tot, da. Scule și lucruri. Și materiale. Materiale de electricitate. Pentru hala respectiv. Tot materialul de electricitate ce ținea de automate, prize, cablu, tuburi, tot absolut. Cam cât estimați că a durat jaful? Cam cât? Multe ore. Și presupunem că s-a lucrat și de zi. Poliția, deci. Pentru că nu se putea pe timp de noapte să facă tot jaful ăsta, furtul ăsta, pentru că bătea la ochi luminile. Înțelegeți? S-a pregătit în cursul zilei totul. S-a știut că maică-mea nu vine, a fost o zi înainte la casă, a știut că nu vine, a fost urmărită, sigur. Deci chiar cu o zi înainte mama dumneavoastră a fost și a vizitat acasă și era în regulă. Am și sunat-o și mi-a zis, mi-a transmis totul în străinătate, în afară. Înțelegeți? Totul bine, totul perfect. Următoarea zi când a venit, a găsit dezastru. A apelat la vecinul de vis-a-vis, a sunat la poliție, la poliția Roma, a venit poliția Roma urgent. Poliția Roma a sunat la criminalistică, a durat ceva, o oră, maxim o oră și ceva, au venit și ei și au făcut treaba 8 ore, 9 ore aici, totul, începând cu etajul, parter, garaj, tot, și plus curtea, înțelegeți? Și deocamdată niciun rezultat, niciun răspuns, pentru că amprentele totuși durează ceva. Luni trebuie să fie găsit investigați, amprente. Da, multe, dar multe posibil să fie din familie. A, deci înțelegeți? Să selecteze. Da. Nepotul, frate, mama, chiar eu, pentru că pe pachete tot ce s-a trimis sunt, le-am atins, le-am mișcat, le-am înțeles, și șoferul de tir. Înțelegeți? Șoferul, tirul care a dus marfa în două ture, deci îs amprente de ale lui, putem să le excludem. Deci în persoana asta eu nu pot să zic că e vinovat cu ceva, nici nu-l că cunosc persoana respectivă. Deci, ai, s-a lucrat la pont și sunt suspecți. Din comuna Roma. Cât? Deci, patru. Patru. Ar fi patru suspecți, da. Ei mai au antecedente? Unul ar fi vecin, înțelegeți? Ar fi vecin la câteva sute de metri și restul din Roma de jos ar fi. Poliția Roma a luat legătura astăzi, mi-a răspuns nu șeful de post, coleg, un subaltern, cum s-ar spune, da? Și mi-a zis în felul următor... Nu poate să-mi dea mandat de percheziție pentru persoanele respective, nu judecătorul, cine dă mandatele, procurorul, nu poate să-mi dea dacă eu nu sunt sigur că la persoanele respective unde merge și se face percheziția, nu se găsește marfa, lucruri furate. Pot să fiu eu sancționat. Deci cum vine asta? Eu sunt păgubit de la 20 la 25 de mii de euro și tot eu să fiu sancționat. Nu se poate. Concediu. Oricine are dreptul la un concediu. Și eu și un șef de post și orice persoană să-mi spună că eu de luni plec în concediu, să vedem cine preia cazul, sunați, vorbiți cu domnul șef de post, cu domnul Ionuț, asta nu se poate. Eu sunt terminat. Am o familie, am soție operată, a trecut prin operații grele, copii și sunt terminat. Pentru că m-a terminat. Înțelegeți? În cât timp ați adunat bonurile astea? De cât timp munciți? Ce pot să vă spun? Tot, între casă, afaceri și bunuri, 11 ani. 11 ani în străinătate. Și când vrea să vă întoarceți? Anul ăsta, vara asta. Și exact asta. Înainte de... Da, da. Că am făcut. Da, da. Chinion. În atâția ani nu s-a întâmplat nimic. Casa e terminată din 2009-2010. 2010. Terminat totul. În atâția ani nu. A venit mama de 2-3 ori pe săptămână timp de atâția ani. De 6 ani, 5 ani. Mama locuiește în localitate sau în localitate, botaj? Da. A, deci e aproape, nu? Da, e aproape, da.